bună. How much the tech companies, cât like vor Facebook, conta Twitter, companiile tehnologice ca vă vor ajuta companiile acestea, Google, Facebook. Îmi imaginez că există foarte multe date acolo despre noi toți și după toate scandalurile pe care le-am văzut cu toții, în acest moment credeți că Google și Facebook ajută sau nu prea ajută campaniile? Nu știu cât ajută cealaltă parte, cred că mai mult decât pe noi, încă mai fac asta, da, sigur. În America există o problemă mare între companiile tehnologice, o problemă mare în companiile tehnologice din California și ceea ce cred ele că e agenda politică, ceea ce trebuie să facă. Spun că aceste companii fac ceea ce fac special sau nu, dar în interior există o oarecare părtinire în deciziile pe care le iau. Sunt 100% împotriva politicii care ajută țara. Nu cred că vom primi ajutor din partea lor. Nu cred că ne vor susține cum ne-au susținut măcar data trecută. Atunci când e ceva stricat, mă ajuți. Eu îmi imaginez că acum va fi chiar mai puțin. Nu ne vor ajuta. Deci ai o strategie știind toate acestea? Da, am avut ani în care să ne dăm seama, nu am nevoie de asta. Și cel mai bine este că deja am numerele tuturor și nu mai am nevoie de ajutorul lor. Deci avem deja foarte multe informații adunate și am știut foarte clar ce vor să facă și care vor fi rezultatele. Ei au crezut că pot să ia banii și să nu facă ce trebuie să facă. Cred că au fost prinși chiar de-ai lor și au fost întrebați, dar de ce faceți asta? Da, sigur, sunt companii, trebuie să facă afaceri, dar nu trebuie să folosească companiile lor ca unelte politice. Cred că toată lumea va vedea aceste lucruri. Ați văzut că Google a mai pierdut un proces în Uniunea Europeană. Google este o companie manipulatoare și a devenit monopolizantă.